Conform ultimelor informații, toate traseele naționale sunt practicabile și doar pe trei drumuri circulația se desfășoară cu dificultate, spune poliția. Au avut loc în total 199 de intervenții, fiind acordat ajutor pentru 39 de cetățeni aflați în situație de risc sporit, fiind deblocate 91 de automobile blocate, precum și s-a intervenit către autoritățile de resort pentru deblocarea a 17 porțiuni de drum. La moment, toate traseele sunt deblocate. O situație mai complicată la momentul actual se atestă doar în sudul țării, în special traseele din Aneni Noi, Căușeni și Ștefan Vodă. Salvatorii susțin că la această oră doar două localități din țară rămân blocate. Acolo se circulă cu dificultate. Sate și localități blocate nu avem. În afară de două localități din Aionul și Oldănești, este vorba de satul Șircova și Zorle, unii se circulă cu dificultate. La moment am trimis angajați Inspectoratului General prin situație de urgență, în comun cu colegii de la drumuri, să deblocheze aceste două localități. Deconectări de lumină în unul de 24 de ore nu am avut, deconectări la gaze la fel deci nu am avut. În 24 de ore am intervenit în 35 de situații de risc și am tractat 163 de automobile, inclusiv 3 ambulanțe din 12 raioane ale țării. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis o avertizare de cod galben de Lapoviță și Ninsori, care intră în vigoare azi și va fi valabilă până pe 30 decembrie inclusiv.